Discutam zilele trecute cu unul dintre clienții mei și dintr-o dată el mă întreabă: Păi, Cristi, crezi că aș putea să investesc în Apple? Și zic că nu prea știu, stai să mă documentez. Și atunci, în urma acestei documentări, i-am venit și către el cu un răspuns și o să vin și către tine. Te salut, Cristian Târboiu este numele meu, investitor acreditat, mai bine de 10 ani în piețele financiare. Și haideți să vedem cam cum am putea să investim în această resursă care, după spusele clientului meu, se pare că urmează să se termine în următoarea perioadă. Tocmai din această cauză, el a decis sau își dorește să investească în Apple. Haideți să vedem cam care ar putea să fie direcțiile în momentul în care eu vreau să investesc în apă, pentru că consider că apa este o resursă foarte importantă și aș vrea să o dețin în portofoliul meu. Păi, o primă direcție ar putea să fie să investesc în companiile care se ocupă cu gestionarea apei. Adică companii care preia apa, o filtrează, o îmbuteliază sau o dă mai departe, o face să fie apă potabilă, sau în companii care distribuie apă. Adică aceasta ar putea să fie o primă direcție. E ca atunci când vrei să investești în petrol, dar tu nu vrei să deții petrolul și vrei ca să investești în companii care cumpără, filtrează și distribuie petrolul, cum ar fi pe piața locală OMV sau Lukoil sau așa mai departe. Da? Deci aceasta ar putea să fie o direcție. O altă direcție ar putea să fie să cumperi ETF-uri care se ocupă de vânzarea și cumpărarea petrolului. La fel și aici. Sunt ETF-uri care se ocupă de vânzarea și de cumpărarea și vânzarea apei. În speță, haideți să ne uităm pe un ETF pe care eu l-am găsit și l-am discutat împreună cu clientul meu. ETF-ul acesta este de la BlackRock. De ce de la BlackRock? Pentru că BlackRock este cel mai mare fond de investiții la nivel global. Atunci, pe mine mă interesează doar lucrurile singure. Avem un ETF de la iShares care investește la nivel global în apă. Cât mă costă pe mine ca BlackRock să-mi ofere șansa să investesc în această apă? Păi mi-e costă în fiecare an 0,65% din investiție. Zero Total Expense Ratio, 0,65% pe an. Bun, avem, este o replicare 100% și fondul are o dimensiune foarte mare, 1,9 miliarde de dolari și are 44 de dețineri. Cât mă costă să investesc cu BlackRock în apă? Păi mă costă 54 de euro pe unitatea de fond. Haideți să vedem care a fost creșterea acestui fond de când a fost dezvoltat și până în prezent. El a început în 2007 și până în momentul de față are o creștere de 276%. Adică în mai puțin de 20 de ani, fondul acesta a crescut 267%, adică a avut o creștere destul de interesantă. O creștere destul de substanțială, chiar dacă în ultima perioadă, dacă ne uităm aici, pe ultimii ani, de prin 2021 până în prezent, nu s-a întâmplat mare lucru. Adică în ultimii 3 ani, acest fond este cam într-o zonă de stagnare. Însă, dacă ne luăm după spusele clientului meu, care consideră că în următoarea perioadă apa o să fie din ce în ce mai greu de găsit, atunci, conform acestei teze de investiții, în următoarea perioadă prețul apei ar trebui să crească. Haideți să vedem totuși în ce investește acest fond. Dacă mergem aici mai jos, am putea să vedem aceste lucruri. Adică, în speță, cum am spus mai devreme, putem să cumpărăm direct apă printr-un ETF sau să cumpărăm companii care se ocupă cu gestionarea apei. În speță, acest fond se ocupă cu investițiile în companiile care gestionează aceste ape. Unde sunt aceste companii? Păi, în mare parte sunt în Statele Unite, adică 55% dintre aceste companii sunt în Statele Unite, 17% în Anglia, în Suedia, în Elveția, mă scuzați, Switzerland este Elveția, 7% în Franța, în Japonia, Canada, Italia și în alte țări. Care sunt industriile? Păi, industriale, utilitare, tehnologie, materiale și așa mai departe. Da? Deci nu este doar într-o singură zonă apei, adică nu doar apa de vânzare îmbuteliată, nu este doar apa reciclată și așa mai departe, sunt în toate direcțiile.
Și haideți să vedem și randamentele din ultima perioadă. Pe ultimul an a avut o creștere negativă de 4,5%, în ultimii 3 ani o creștere de 37%, în ultimii 5 ani creștere de 67%. De la început până în prezent, 279%. Adică creșterile, din nou, nu sunt extraordinar de mari de la o perioadă la alta. Sunt creșteri constante, creșteri substanțiale, astfel încât în momentul în care alegi să investești în apă, să ai o apreciere a portofoliului constantă, nu exponențială. Acum, într-adevăr, dacă se întâmplă ce a spus acest client al meu, ca în următoarea perioadă apa să fie din ce în ce mai greu de găsit, creșterea pe această unitate de fond o să fie destul de mare. Cum aș putea să investesc eu în acest ETF? Păi, dacă ne uităm aici în partea de jos, dacă mă interesează să merg pe piața din Londra, tickerul pe care trebuie să-l caut este IH2O. Dacă mă interesează alte direcții, putem să vedem aici în Germania IQQ. Da, deci acesta este tickerul pe care tu ar trebui să-l cauți în momentul în care vrei să investești în apă sau în speță vrei să investești în acest ETF. Acum, tu ar trebui să investești în acest ETF? Păi depinde de rezultatele pe care vrei să le obții. Adică tu poți să te uiți puțin în piață, să-ți faci o analiză și în urma acestei analize să vii singur, să ajungi singur la concluzia în care tu să investești sau să nu investești în apă. Eu, în speță, nu sunt un mare adept al investiției în apă. Adică, în momentul de față, mie mi se pare că aș putea să merg către alte investiții și să obțin randamente mai bune decât le-aș obține dacă aș investi în apă. Și nu, tu nu lua decizia doar din cauza faptului că eu am spus așa, cum nici clientul acesta al meu a zis că nu o să ia în momentan decizia, vrea să mai facă puțin o analiză, astfel încât teza lui de investiție să fie completă. La fel și tu, fă-ți o teză de analiză, astfel încât să fie cât mai completă și tu să iei decizia în cunoștință de cauză. Bineînțeles, eu te aștept în zona de comentarii, astfel încât să-mi spui dacă tu ai vrea să investești în apă, n-ai vrea să investești în apă, dacă nu ai vrea să investești în apă, cam care ar fi direcțiile în care ai vrea să mergi. Și te rog, lasă-mi în zona de comentarii, astfel încât să putem să avem o discuție constructivă împreună. Dacă acest video a fost de ajutor pentru tine, te rog, lasă-mi și un like și un subscribe și te aștept cu drag și în videoul următor. Te salut!